Un incendiu a izbucnit duminică dimineață la mansarda unui bloc din cartierul Complexul Studențesc din Timișoara. Incendiul a fost anunțat în dispeceratului Subanat duminică dimineață, cu puțin înainte de ora 7. Salvatorii au fost chemați să intervină după ce mansarda unui bloc de pe strada Mehadia din Complexul Studențesc a fost cuprinsă de flăcări. Mai multe echipaje ale pompierilor, dar și 8 echipaje de ambulanță, au fost trimise la fața locului pentru a acorda asistență locatarilor. Din primele informații de la fața locului, mai multe persoane au fost intoxicate cu fum, iar una a făcut un atac de panică. Aproximativ 80 de locatari au fost evacuați din clădire. La locul incendiului se află mai multe mașini de pompieri și ambulanțe. 20 de apartamente au fost afectate de incendiul din această dimineață. Majoritatea locatarilor rămași fără casă s-au dus să stea la rude sau la prieteni. O familie, compusă din 2 adulți și un copil, a fost cazată la căminul unui liceu din Timișoara, cu sprijinul primăriei Timișoara. Municipalitatea a anunțat că are pregătite 15 camere cu câte 2 sau 4 paturi. Acum, colegii mei de la biroul pentru situații de urgență din primărie sunt la dispoziția locatarilor de la etajele inferioare ale blocului, pentru a vedea dacă mai sunt persoane care au nevoie de cazare. Noi avem suficiente locuri de cazare pregătite pentru a trece cu bine peste această situație dramatică. De asemenea, dacă apar alte nevoi, de exemplu de hrană, noi suntem aici să ajutăm, a declarat primarul Dominic Fritz. Pompierii urmează să stabilească cu exactitate cauzele care au dus la producerea incendiului.